Un șofer în vârstă de 25 de ani a fost depistat în trafic de polițiști din cadrul postului de poliție al orașului Novaci, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, având o concentrație de 0,46 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spitalul orașului Novaci în vederea recoltării de probe biologice. În cauză, oamenii legii au întocmit novoceanului dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului. Șoferul se îndrepta din direcția Baia de Fier spre Novaci.